O poveste despre furie Disciplina Dezvoltare personală O resursă pentru clasa întâi. Bun găsit! Astăzi vom construi împreună o poveste despre emoții. Tu ai simțit vreodată furie? Adică iritare, enervare? Te-ai dezlănțuit stricând lucrurile tale sau ale altora? Astăzi o vom cunoaște pe Adina, o fată de vârsta ta care a trăit toate aceste manifestări ale furiei. Este o zi de weekend, deși e primăvară, afară plouă cu stropi reci. Din păcate pentru Adina, ziua se arată mai puțin veselă. Se va juca singura. Mai întâi a pictat, apoi a citit câte ceva și apoi a făcut ordine la jucării, Totul era lună. Totuși, Adina se simțea tristă și apătută. Ar fi vrut să se joace cu cineva. Tocmai atunci, Emma, vecina ei, ciocăni la ușă. Bună, am venit să ne jucăm! Fratele meu învață și îi trebuie liniște! Adina era tare fericită. A scos imediat jocurile cu zaruri din dulap, chiar și un circuit cu trenulețe. Șevaletul, pensulele și culorile. O să fie o distracție pe cinste. Mama pătu la ușă și intră în cameră. Mă bucur că vă jucați împreună. Când terminați însă, vă rog să așezați totul în ordine. Adina a fost foarte harnică astăzi. Fetele s-au jucat și au pierdut noțiunea timpului. Au probat rochii, genți și pălării și le-au aruncat pe canapea. Au jucat apoi cărți și remi, iar circuitul de tren l-au întins, dar nu prea l-a interesat. Apoi au pictat, doar că nu prea mai aveai pe unde călca în cameră, așa dezordine era. Deodată se auzi larmă pe stradă. Fetele s-au uitat pe fereastră și ce-au văzut? Vecinilor erau deja la joacă. Soarele usca aleile, iar un curcubeu strălucitor parcă le chema afară. Adina, eu am plecat. Mă duc afară la joacă, zise Ema. Adina rămase nemișcată în primul moment, apoi izbucni: Hei, nu așa ne-am înțeles! Ne-am jucat împreună, acum strângem împreună! Dar Ema plecase deja. Adina a început să strige și să lovească pernele. Nu e trept să strâng singura, țipa ea. Era camera ei, așa că se apuca să ordoneze. Își simțea obrajii arzând și o durea gâtul după toate țipetele. După ceva timp, Emma bătut la ușă. Vie afară să te joci cu noi? Adina răspunse obosită cu vocea sfârșită. Nu, eu nu mă mai joc cu tine. Emma plecă și părea tristă, dar în câteva minute se juca deja fericită cu ceilalți vecini, în timp ce Adina fierbea de furie. Acum e rândul vostru, Vă invit să schimbați povestea astfel încât Adina să nu mai fie stăpânită de furie. Chiar dacă Emma pleacă, fără să o ajute să ordoneze camera, ce ar putea să facă Adina ca să nu mai simtă furie? Ce ar putea spune? La ce s-ar putea gândi? Cum ar putea Adina să stăpânească furia? De pildă, ar putea face exerciții de respirație. Inspir pe nas, țin respirația câteva secunde și expir puternic pe gură. Sau poate bea o cană de lapte cald. Ori poate îmbrățișa o persoană dragă sau animalul de companie. Voi ce alte idei ați mai folosit pentru a vă stăpâni furia și a vă face să vă simțiți mai bine? Ascultați ideile fiecăruia și rețineți pe cele mai potrivite pentru voi, pentru a învăța ce puteți face atunci când vă simțiți furioși.